Singura echipă în fața căreia sucevenii au pierdut a fost cea de la Dinamo Tiraspol. Scorul a fost însă strâns, basarabenii impunându-se cu 22-20. Au urmat apoi două victorii lejere pentru CSM Bucovina, 40-7 cu Politehnica Chiev și 17-7 cu Universitatea Tehnică din Chișinău. În urma rezultatelor înregistrate la acest turneu, rugbiștii suceveni au terminat pe primul loc. Antrenorul Constantin Vlad nu a fost însă interesat de acest aspect. Am dus acolo să fac niște jocuri de verificare, să văd ce funcționează, ce nu, în jocul echipei. Sigur că am avut multe observații de făcut, le-am notat, știu ce voi face în continuare. CSM Bucovina va lua startul în noua ediție de campionat pe 27 martie, când va întâlni pe teren propriu Dinamo București. Până la acest joc, rugbiștii suceveni mai au programate două meciuri de verificare în compania juniorilor de la LPS Suceava.